N-am dormit, mă, că nu mi-am închipuit că doi oameni care au stat cu ei, bă, dacă îmi spunea Jean, taieți o mână, mă, sau țiganul, scoateți un ochi pentru mine, întrebare. Să moară mama de nu-l făceam. Revenim în direct așadar la acest caz absolut extraordinar, domnul Serghei Mizil. Dar ce e așa extraordinar, Dan? Păi așa, prietenii, toată lumea v-a cunoscut ca tripleta păi de aur. Păi și ce ne-am spus eu rău acum de ei? Hai că ce? Păi i-ați distrus așa, cum i-am distrus? Le-am povestit, mi-am adus aminte cu plăcere din tinereața noastră cum ne-am distrat. Dar ce am spus eu rău? Că a făcut vreo crimă, că a făcut vreo spargere, că a făcut un viol cu tâlhărie, ce am zis? Ei, nu, dar am zis destule. Și... Păi asta e realitatea. Adică ce-am făcut? Ce-am zis, Aiurea? Că m-au mai furat niște aur. Păi n-am furat el, l-am furat eu, tot pe mine m-am făcut de el. Da. Nu? Nici chiar așa. Păi cum? El e complice, da. Că domnul Jean a făcut ce a făcut înainte de 89. Ce a făcut? Păi da, asta a fost viața lui. Păi ce, și e supărat domnul Jean, mă nu vrea să intervină. Am dar nici nu mă interesează să intervină. Dacă intervine, e mort, îți spune de acum. Nu mort așa, îi fac varză. Deci aceste două personaje, pe mine nu mai interesează pe mine niciodată. Am auzit că așa a dat niște interviuri pe alte televiziuni. Ce îmi pare rău că îl fac celebru. Poate cred că asta și urmărit, că el știa că sunt impulsiv, știa că dacă mă atinge la coarda sensibilă voi face asta, că asta a făcut domnul Mădălin cu toată lumea, cu Oana, cu absolut cu toți care au și crepe. Nu eram acolo când s-a luat cu Pepe, tatăl lui Pepe îl cunosc de 40 de ani, a stat o groază de ani împreună. Bă, ce te-ai tu de Pepe, mă? Și de Oana, ce te privește pe tine? La toate șucările, la toate astea, intervintil când ne-a avut șucă, pe toate o viață model, ca să te baști în viața altor oameni, să dai tu lecții despre căsătorii, despre viețe, pe tu de-abia ți-o faci pata, mă. Și eu cum poți da o lecție la căsătorie, că-s la treia căsătorie? Și urmează a patra, dacă nu se uită nevastră. Doamne ferește, nu? Dar... El tot timpul acolo. Și acum ce fac eu lui Jean, îi fac un serviciu mare. Pentru că acum, părerea mea, el vrea să intre în politică sau asta, nu prea cred că mai are material, și atunci încearcă o chestie în asta să a venit pe jos, să de toată lumea. Și cine v-ar fi atacat astăzi, Jean, în declarație? Dar dumneavoastră știi că aflu totul. N-auzi că m-a zis că nu vrea să fie asociat cu un tatuaj și cu unul cu dinți de cal. Dar m-am dinți de cal, mâncam ai dinții. Doamne, și tatuaj sunt cam tatuaje, că așa a avut mama. Iar mă apucă, calmează-te, toată lumea, calmează-te. Da, din toată gașca de prieteni, cum ați ajuns doar dumneavoastră să-l mormântați pe Ghiuri Fazekaș? Pentru că săracul Dumnezeu să-l ierte. Ăsta a avut o viață, nu știu, cu ăsta a fost să scrie o carte. Ăsta a fost prinț și cerșetor, să n-am parte. Adică a fost atât de sus, exact ca și Jean. Erau la un nivel de mult peste noi. Adică nu aveam mașini Mercedes-uri proprietatea noastră sau jeep-uri sau astea. Ei aveau șalupe proprietatea noastră, scutere sau astea. Noi aveam mașinile care le făceam zon, mașinile CC-ului, gospodării partid. Ei le aveau. Ei erau relația care a avut-o părinții, am fost părinții, erau foarte apropiate și permitea multe. Ei au rămas în aceeași casă, el vrea să-l omoare pe tata. Păi el a rămas fără să plătească nimic la casă și cu aghiotan și cu asta până la Revoluție, nu? N-a rămas niciun dintre ele. Când îi dea afară, îi dădea Ceaușescu să moară mama de plecat, nu mai știau cum să se mute prin camere, prin blocuri pe astea. Niciodată. Deci au fost privilegiați ai regimului. Dar înțeleg că Ghiuri a stat la morgă și nu venea nimeni, Ghiuri, nici copilul. Ghiuri a dat-o rău pe alcool, ei toți mi-au prezis mie că o să mor alcoolic, le spun pe această cale și la ziarii și la domnul că tot văd tot felul de articole prin aburi de alcool, prin aburi nu mai beau de vreo 15 ani, beau foarte rar. Și n-a putut să suporte, cred, asta e părerea mea acum, trecerea asta. L-a marcat foarte tare, a băut, a ajuns, am încercat să-l ajutem toți, inclusiv aici Jean, jos pălăria, a încercat să-i ajute și pe el și pe Vali. Făcea numai nenorocire, a încercat să-l ajute Adrian Păunescu, Prigoan, a vorbit la un moment persoane cu el, de nu se mai putea debarasa de băutură și a murit de alcool într-un WC-ul, Casa de Cultură Petru Fișandu, sau așa există. Și drama mare care a fost, n-a știut nimeni, am aflat eu de la un prieten al meu să vezi cum a zis, bă, cred că a murit ăla, zic, hai mă, să vedem cum stăm la morgă de... Și în clipa când, în fine, am dat de, că nu puteam să-l luăm, trebuia să-l ia un membru al familiei. A venit fratele lui foarte scurt, n-a întrebat nimic, l-a băgat în pământ, a plecat, nu l-a interesat nimic. În fine, cred că au niște probleme cu banii, cu casele, cu nu știu ce, nu mă bag în familie altora. Și în aceeași clipă când îl băgam pe el în pământ, a murit ea. Până. Deciloză, da.
Și ea dăduse pe băuturi. Și copilul? Copilul cred că a rămas prea Brăila. Încercăm acum să găsim copilul, să vedem ce o să vin până acolo. Da. Dar acum, Mădălin, voi cum ai vine la dumneavoastră la restaurant? Nu. Deci din clipa aia, deci când am închis telefonul cu el și am spus, bine bă, dacă stric botezul nu vin, dar poate are aceeași problemă ca și domnul Maură, că mai iau cu domnul. Ce problemă? Că nu vor să asocieze cu mine. Păi băi, să ți-l dau pe Einstein, că am unul în parc care îl cheamă Einstein. Ce mai zic, bă, nu mă definiți, ce că mai cretin ce fizice din ăștia, bă, cine se dau? Dar pe Bernoulli ăsta, cine era? Și el înainte venea în fiecare zi, Mădălin? Da, dom'le, acolo luam asta. În fiecare zi stăteam acolo și în fiecare zi se mânca la mine. Și plătea? Hai mă, nu începe cu din asta. Cum să plătească fratele meu la mine, este o aberație, nu trebuie că ce la fratele tău ai plătit. Dar nu asta este problema, că nu o problemă financiară între mine și el niciodată. Eu n-am pus niciodată la socoteală ce am dat lui. Eu ce am dat lui, cum ar fi la mie. Orice. Și femeile le-am dat. Ce femei? Femei, dom'le, când mergeam și vrea să o ardă el primul, el făcea teoriile lui că nu mi se scoală, că e mai mică, că e aia, că e mai mare, când și iau, bă, fă-o, nicio problemă. Deci am dat absolut totul, nu? Că odată mă pișeam cu Călinescu, odată îmi făceam nevoile cu maestru Călinescu, ca să fim Florin. Așa. Da, Florin Călinescu s-a uitat și a început să râdă. Ce ai, mă, ce ești bolnav, te uiți, ești cu anumite orientări. Păi ăla spunea că n-ai, că e mică și e ca lui. Păi vezi, bă, dacă l-am să-și facă el toate numele. Eu, aici a fost greșeala mea, că l-am lăsat toată viața să-și facă toate numerele, dom'le, pe acest titan al muzicii, pentru că a compus Fuga din Parc și Fuga din Turcia cu Aur și a mai avut o compunere Fuga de Acasă. Ce dracu împinge mă atâta, mă? Deci e ceva mai de mult, e o problemă. Nu, dom'le, eu cred că el a fost, părerea mea acum, după ce văd ce spun la lume, ce reacție au față de mine, pe dacă am dins de cal, deci ai stat mă cu mine în curte și ți-ai luat vilă și când te-am adus acolo, nu? Sau puteai să vii cu un patent să mi-i scoți? Vagabunzi, dracu. Calmează-te, gogule. Bine, ei dacă acum spun despre dumneavoastră că sunteți tatuați și că aveți nu știu cum dinții. Și eu am spus de el că ești șchiop. Nu, dar trebuia să spun asta mai demult, de acum 20 de ani, 30. Da, el a spus lucrurile astea fără să știe că eu fac varză acum. Asta le-a spus mai de... A, da? Le-a spus nu, înainte. Acum, pe dacă le spuneau acum, erau, bravo, bă, stage maker, mi-ați dat o replică, tatuatule, luați-o și pe măta sau ce mi-a zis și mie, nu? Bip. Da. Dar s-o ia la restaurant, bă, de ce trebuie să o ia numai? Da. Vezi că și ăștia-ți bagă bost, te gândesc mai la prostii? Nu? Nu, dar ceva s-a întâmplat și ori dumneavoastră ne ascundeți, ori nu vreți să ne spuneți. Bă, da, uite, facem așa, nu cu ei, că dacă mai vin pe aici, poate mai și îi arăt și puțin, că fac sală, am mușchi pe mine, de trei ori cât ei. Chiar, dacă vă întâlniți cu dâns și față în față, ce se întâmplă? Acum, în seara asta, dacă prin polul sau că îi trebuie telefon, ori îi fac rău de tot, nu mai le spun pe alea adevărate, ori îi bat. Uite, facem aici, să vină amândoi pe rând, că unul ce era boxer când era mic. Să facă cu mine. Cine era boxer? Jean? Da, să boxa, știi ce boxa asta, rău de tot, nene. Cu vreo 20 de securiști în spate. Da, dacă dumneavoastră spuneți că el, probabil Mădălin, vă urăște de mult. Ce înseamnă de mult? De când? Nu mi-am făcut mă nimic, să n-am parte. Dacă l-am luat și la femei după mine, că eu pot să spun, pot să mă sparg, l-am luat peste tot. Aveam momente acum când nu prea mai mergea la femei, se uita la televizor, zic că... Păi soția nu se supără că vă aud acum? Nu, l-am luat, eu n-am participat. Poate să mă spun. Ce trebuie să mă interesează după mine? Cine se supără, cine se supără? Tot timpul de mic mi-a făcut autodenunță. Ce dracu, bă, stătea să uita la televizor, zic, ce faci, bă, nu vezi că asta lângă noi? Dar piesă de Playboy de asta. Și, dom'le, auzi ce frază îmi spune acest titan al muzicii, dom'le, vreau să mai facem și discuții. Păi ți-o aduc, eu nu spun că am procese, ți-aduc o femeie. A, când îi prezentați o domnișoară, spunea că vrea să mai facă și o discuție. Nu, dom'le, dar mă fac asta și pe aia mă dea în judecată și aia a fost la parlament, la astea, nu mai, lasă-mă că mă bagi. O femeie cunoscută și frumoasă. Ispite, nu, dar era foarte urâtă, de-aia m-am luat așa, intelectuală. Da. Și asta a fost iubita lui Mădălin? Nu, dom'le, nu, asta trecem peste asta, chiar spun prostii. Dar unde a cunoscut-o pe actuala mama copilului? La penitenciar, știu unde a cunoscut-o, mă întreb pe mine unde a cunoscut-o. Mă, ți-am crezut că nu cunosc și nu vreau să vorbesc de ea. Tu vreau să văd dacă de acolo e problema sau din altă parte. Dom'le, eu bănuiesc că ei fiind amândoi om de artă. Ce răutăcios sunteți. De ce, mă, că sunt oameni de artă? Bă, eu când spun un lucru, toată lumea o ia în rău. Dânsa e pictoriță ca și dumneavoastră. Păi și nu e om de artă? Nu știu, cum a dumneavoastră pictorii între dumneavoastră. Păi pictorii sunt oameni de artă, ce este? Vă fi invidiat de la filmul ăla în care ați apărut? Nu, dom'le, pentru că nu cred că a înțeles filmul. Păi eu cred că nu a înțeles. Cine n-a înțeles, dom'le? Jean sau Mădălin? Ce citiți acolo?
Clubul Dinamo, intelectualul poporului. Tot cu mine ține, nene. Și Clubul Dinamo cu dumneavoastră? Intelectualii poporului te critică, adică ea doi. Păi sigur că tot lumea ține cu mine, mă, că tot mai cunoaște pe intelectualii ăștia de renume. Adică dumneavoastră ce vreți să spuneți? Că ei doi acum sunt izolați, sunt marginalizați? Nu sunt marginalizați, că nici nu vreau să fie marginalizați. Dar nu, băi, eu nu vreau rău nimănui. Deci eu nu m-am răzbunat pe familia Ceaușescu, nu, pentru că tata mi-a explicat niște chestii, mi-a zis lasă așa și a căzut așa și am lăsat-o moartă. Dar văd că vin ei care vor răzbunări. Nu mă, n-am nicio treabă, deci eu nu-i mai cunosc, bă, dacă îl văd pe stradă, nici nu știu cine sunt. Ce faceți? Întoarceți capul, nu? Dacă ei vă salută, zic, cum întors capul de mine? Auzi, cum să nu-l salute pe Petescu Câng, care din copilărie l-a idolizat. A rămas să stă marcat acum. Și cu el ce au chiar? Păi că n-a fost la Botez, acum trebuie să stau cu Câng după mine, să-i mai dau un teritoare. El e traumatizat, da? Da, e omul traumatizat, da. Nu mai vine la mine, a început să vorbească, să recite. Ăsta care era tot în brigada leproace, a devenit om serios acum. Da, săracu. Și lui ce îi reproșează? Tot neparticipare. Neparticipare la Botez? Nu cred că știe că el e mai apropiat de mine și stăm toată ziua. Noi stăm toți trei, restaurantul între ei doi stau unul lângă altul. Și când tot timpul vine la mine restaurantul, nu se ducă. Nu? Acolo găsește oameni de artă, da, fizicieni, da, restaurantul titani ai gândirii, muzicologi, toate astea le găsește acolo, înțelegi? Da, când trăiau părinții dumneavoastră și ai lui Mădălin și ai lui Jean, erau conflicte de astea între dumneavoastră? Niciodată. Și tata l-a stimat foarte mult pe taică-su, i-a scris și în toate cărțile a vorbit. Au avut o relație, aici mă omoară nene, ce relație au avut ăia, tata cu maestru voi, cu care a fost da, geniu, bă, cum să compară ăsta. Hai mă, nici nu se intre discuție Mădălin cu tasul, bă, cum nici unul. Da, aici vreau să ajung, de ce cei trei părinți nu s-au certat? De ce nu s-au certat al de Ion Gheorghe Maurer? Nu știu că erau, deci tata, deci stai, mă, că tata și cu mama au fost nașii lui Ion Voicuș la Madelan, da? Anumită nuntă. Da, domnule, deci, sigur. Cum ar veni, sunteți rude așa pe departe. Da, suntem rude și ne-am luat rudele puțin prin gură după aceea. Ce trebuie acum? Și copiii ce zic acum, copiii tuturor? Copiii lui ce îmi spun mie țin cu mine. Dar nu, acum nu mă băga, că înțeles că mă bag, băi, nu mă interesează familie lor. Vă bag în toate acum, dacă păi nu mă băga, mâncați-a și gura, că am spus că nu vorbesc de familie lor, adică vorbesc mai de bine, pentru că asta este realitatea. Nu pot să zic eu, ca să fiu un cretin, să spun că maestru Ion Voicu sau Ion Gheorghe Maurer au fost, dar nu ajungea unde au ajuns. Ăștia doi unde au ajuns? Sunt și mari, cum unde au ajuns? Unde au ajuns? Pe unde sunt mari, mă? Conduce firma elvețiană. Cine conduce? Domnul Jean Maurer. Dar are carnet? Hai, domnule, dracu, mă. Deci cu o companie transnațională, le duce pe umerii săi. Să fie și cum le conduce așa, el așa, se gândește dimineața cum să conduc. A făcut, a spus aici în emisiune, a făcut niște contracte foarte bune. Băi, dar ce ai, dracu, așa de drăcos e? Da, da, de ce sunteți invidios? Nu, domnule, eu să fiu. Mădălin la fel e în parlament, e conduce țara. Are trei concerte pe zi. Vine acum, dacă câștigă Joana, vine. Dacă câștigă Joana, e mâncat. Vine ministrul culturii, cel puțin. Da. Vă dați seama. Bă, mâncați-a și cu, că mi-aduc acum o chestie, că mă face pe mine tatuat și cu dinți de cal, ăsta cu fizica. Păi bă, mâncați-a și cu așa, a luat aia și Jean era un băiat, l-ai văzut cu părul alb așa și mai, că zice că de ce râd și dacă, de ce râd. Păi cum să nu râzi, bă, că dacă nu râde toată lumea acum să mă bip în gură pe mine. Înțelegi, că am învățat cu bipul ăsta. Ai văzut ce receptiv sunt, bă, mâncava și toată lumea spune că-s cretin, că nu prind orice, bă. Și face doamna o freză, așa de zice așa, castanie. Înțelegi? Eu am acolo un băiat la restaurant Salam, care e mâna mea dreaptă în bar, nu e Salam Cântărețul, da, dar e mâna mea dreaptă, și pe unul Costel. Și Jean era în restaurant și zic, bă, e Jean în restaurant? Ăla se duce săracul să uite, nu e. Iorel sună, unde ești, bă, în restaurant? Plecam în fiecare zi acasă, mă, în fiecare zi plecam cu mașina, stăteam 24-24, da. Zic, bă, nu e la restaurant acolo? Nu e, bă, mâncați aici gura, bă, că ești cretin, bă, că ăsta spune că nu ești. Îl înjur pe la jumătate de oră, zic, bă, chiar ești dobit, chiar nu cunoști pe Jean, care stau cu el bătrân și chiop cu părul alb cu asta. Când intru în restaurant, nu e Jean. Și unde ești, bă? El era cu creastă, era vopsit, îl făcuse ca să-l tinerească. Pe ăsta e șmecher, bă, cum a început televiziunea șmecher. Pe când să mă tundă pe mine, mă, să mă facă pe mine curcubeliu în cap. Dacă așa a vrut omul atunci. Ce dracu, mă? Și când se întâmplă asta? Recent, acum? Acum, mă! Eu m-am gândit că a greșit probetele alea și o fi sărit în cap și l-a vopsit. Lasă-o, dragul de șmecherie cu șmecherii tăi. Ce nu șmecherii mei? Stai dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost prieteni 60 de ani. Dar eu nu știi ce nu pricep eu. Cum de v-ați înțeles 50 de ani la rând?
Pe asta deci nu înțeleg eu. Cum așa am vrut că am devenit eu o lepră? Și, mă, oamenii, acum cred că și ăsta vrea să ajungă pe culmile politicii. Înțelegi că el are și o... Da, Jean a intrat în PRM. Da, are și un crez, că la început intrase, când a venit pe România, intrase la legionare, adică PRM-ul cu legionarii sunt exact... Când a intrat la legionare? Păi a fost și acolo, am citit niște ziare, nu știu, adică omul... Și ce zice acum, dacă eu voi ajunge vreodată, unde să ajungă? Băsescu îi mai mănâncă pe ăștia vreo 10 ani, el are 60, până ajunge el e post-mortem. Și sunt mai... El nu-și dă seama. Ei mai vor să mai ciordească, s-a luat. N-a prins trenul ăsta, că imes. S-a curățat țara, ce să mai acum? Poate să mai ia pe mine, ce să mai ia? Că eu am mai rămas. Dar dacă îl pune pe Mădălin Voicu cu ministrul de interne? Ha? Îl pune Joana după ce... Păi se autoarestează dacă dau eu două dume. Și o să fie primul ministru care s-a autoarestat. Ce să-i pună, mă, că îi transpire dacă îi pune într-un loc, mă. Dacă îi dai o sarcină, le-a transpirația. Ce rău sunteți. Nu cu ei, sunt, da? Rău, bă, asta este adevărul, bă. Spune un interesator, bravo, ești cel mai tare în Caterinca, domnule Serghei, avem și noi la ce să ne uităm. Asta, într-adevăr, la asta se pricepe domnul Serghei foarte bine. Deci ei v-au spus vreodată în față, bă, de ce ai jucat un filmul ăla și n-am jucat și noi? Sau... Nu, mă, la mișto, crezi că e interesat pe ei să joace? Păi ei cântă pe scenele mondiale, unui neamț, cum să joace un cetățean german într-un film românesc. Și adică totul s-ar fi întâmplat după ce a intrat Mădălin în Parlament? Nu, dom'le, totul s-a întâmplat acum, la sfârșit, nu știu ce, n-am explicație, nici nu mai aștept de la ei, pentru că sunt și eu foarte bătrân și până îmi dă explicația, nu mai mă interesează, nene. Nu le-am făcut decât, am stat cu ei în bunăstare, bă, dar uite, îmi pare rău că nu, dacă se uite Gino, Iorgulescu, Bartolo, să treabă ăștia, i-am dat, bă, dar ai urât ce spun, nu că, las, le-am dat bună seara, le-am dat... Ce le-ați dat? Nu le-am dat, bă, nimic. Am fost, bă, lângă ei tot timpul să-i ajut să fie când le-a fost lor greu. E urât să-ți faci treaba asta, să spui. Au apelat la mine, i-am ajutat dezinteresat, ca pe frații mei, mă. Nu am făcut niciodată. Chiar vorbeam cu Jean, bă, bine să... Vorbeam și cu surorile mele, bă, cum se poate transforma un om? Chiar ne consideram familie, mă. Bă, chiar ne consideram familie, pe cuvântul meu. Adică niciodată nu mă gândeam să ajungem, dacă făceam pariu cu oricine pe milioane, că eu ajung în faza asta cu ăștia doi și nu veneam niciodată la televizor, că asta e poveste de 2 ani de zile cu Jean, sau nici nu știu cât. Am scos eu vreun cuvânt și am fost de 1 milion de ori la televiziune, să ia de la toate televiziune, dacă eu am folosit cuvântul Jean Maurer, familia Maurer, Mădălin Voicu cu el, Bengean și vorbeam, dar cum să-mi folosesc, de atât cretin, să-i spun, bă, tu ai venit cu mine, dar nu știu cine ești. Înțelegi? Odată și el apăruse cu aceste Moraru, înțelegi că și el e profund rău de tot. Înțelegi? Ca să cine e mai așa la... Cine? Moraru, pe n-are emisiune foarte tare, te lasă mut. Pe mine, cel puțin, acum, dacă mă fac să mă iau cu toată lumea, vorba lui Vichir, tu îți faci bani și eu până la urmă, mă... Da. De atunci, deci eu puteam să mă dau la el, dar l-am lăsat. Păi vii după 2 ani de zile și iar încep tu cu Donca, cu Nicu, cu Micu, cu Bicu, cu... Dar vorbește, și bă... Și credeți că le-a spus asta din răutate? Dar nu mă interesează, mă, să nu le zică, bă, dacă nu zic nimic despre el, despre familia lui, despre soțiile lui, despre nimic. Păi și ce să fi răspuns, domnule, că nu comentează? L-a întrebat ziarist. Nu l-a întrebat, domnule, nu, el spune că e crimă, că i-a luat copilul, povestește-l cu lux de amănunte, dar a fost el când a luat-o bădonca din casă. Păi, o fi știut acolo, domnule. Păi de unde știi, mă, cine este ăsta? E mălul de maclavit, cine este? Ghicește în cafea, îi pune zaț pe cur și ghicește cu ramboia. Bip, nu. Găsă-mă că stai în ăsta, în cărți. Nu, da. Poate a vrut să vă ajute prin declarația aia, poate a vrut să vă arate că... Dar n-a avut mii de discuții cu mine despre această... Mă... Băi, Dani, acum mai și a spus, nu, vrei serios, chiar nu cred. Să mă întorc înapoi. Vreți să fac un cerc din ăsta, că plec acum și leșim pe masă, lasă-mă dreacu' în pace. Păi am avut mii de discuții, că am avut-o și cu Nicu, am mers și s-au explicat și s-a fost și a zis, gata, și s-a încheiat toată treaba, ce ți mai faci ăla? L-a pedepsit soarta, a avut moartea tragică a părinților și familia lui toată, e o dramă, nu? Nu, acum poate poporul o vede bine sau poate aia care închiși de aia, sau nu știu, mă interesează. Dar a fost o dramă. Acum ce să mai o dezgrop eu acum, ca să aibă rating, că ce?
Acum, vrei să-ți faci capital politic tot pe ea, mă, mâncați așa, că asta mă enervează la asta, bă. El acum 100% asta vrea, capital politic. Și de asta spun, repet, îmi pare rău că acum îl fac celebru, auzi de toată lumea de acest fizician de renume mondial și să vezi cum o să, că deja îl curtează televiziune, o să dea în ochii peste cap și o să spună noi cu cultura noastră germană. Ce cultură germană a avut, mă? Că, și mai spune și pe post că el își aducea bună din Germania. Păi România, mă râs, de unde ce aducea bună, mă? De la Poarta Albă, de la Rahova, de la Crevedia, cine aveau bune? Era așa de amărât că avea și bune din Germania. Da. Zice un telespectator. Zice un telespectator. E mare păcat, o prietenie de aproape 50 de ani e sfântă. Serghei are perfect dreptate în legătură cu Michi. Acest mare nebun frumos Serghei a avut și are cultul prieteniei. Pe că Michi, mă rog, a fost așa puncte-puncte. L-a atacat aici pe domnul Michi Voicu. Dar e ridicol să pui semnul egal între Michi și Jean. Eu cred că la altă noapte Serghei poate era obosit și n-a fost foarte atent. S-a produs o mare confuzie. Nu, ăla are o perversiune, eu știam că el vorbea pentru mine. Eu înțelegeam ce spune el. Ce, la ce vă referiți? Păi uite și când spunea aia, când a scăpat din anturaj, adică din ce anturaj a scăpat Nicu și l-am luat noi, adică oameni intelectuali, a spus cu Vaini, stracul l-a băgat și pe ăla, l-a băgat pe Horațiu, care tocmai s-a dus de dezidentă la că a vrut să-l pui Nicu, l-a băgat că juca, l-a curcat și pe ăsta, l-a curcat și doi dezidenți. L-a curcat și pe ăla acum. Păi de ce mai bași pe ăla, că vezi că l-a tot și omul pe un drum. Domnul m-a vrut să mă omoare ăla, n-am avut loc să fac. Acum îl dă pe câmp cu neoborat dacă jucau barbuși și șeptică în fiecare seară acolo la masă. Tu nu vezi, bă, ce îl bagă pe Coco de la gardă. Ce trebuie să bași pe ăștia? Adică a scăpat de alcoolici și a dat de noi care noi jucam, poker cu poze de istorice, de demnitari, de conducători și de... Ce jucau jocuri ca toate jocurile, mă. Asta făceau toată noaptea. Și el a venit acolo pentru că a prins-o pe una să o ardă. Asta a fost toată șmecheria. Nu că s-a... Băi, el a luat, bă, ce am luat foc eu cu Nicu. Deci, prieteni buni ai mei și al lui Nicu și din Anturaj au spus la Ministerul de Interne, inclusiv o parte din partea mea, că ăștia l-au întrebat, dom'le, ce face Serghei? Că eram cu armele cu ei, care eu nu eram vânător, am spart vânatul, mâncatea și gurata. Și eram, da, dom'le, dacă eram dotați, aveam foarte mult timp liber. Între două ecuații mai trăgeam la un mistreț, la unul, mai făceam o... Așa. Și îl întreabă dacă Nicu a făcut ce s-a întâmplat chestia și n-a mai apărut la noi în casă. A apărut Valentin, un băiat foarte stilat și foarte bine educat și a zis, bă, îmi cer scuze pentru ce a făcut ăsta, a fost o mare nenorocire. Eu să-l iau puțin la dans, tata a spus, nu te băga, eu gestionez chestia asta, eu am dat un pumn prin niște geamuri, m-am enervat și am plecat de acolo, a zis, tata, ce vrea el, nu treceam, făceam tot nenorocire, dacă era o chestie care să o ia ăla, nu mă băgam peste el. Înțelegi? La telefon acum băiatul lui Mădălin Voicu, domnul Mădălin Voicu Junior. Bună seara! Bună seara! Să dați televizorul mai încet, vă rog. Gata, vă auzim cu ecou. Acum să vedem ce ne spune Juniorul Mădălin Voicu. L-am dat pe mut. Foarte bine, cel mai bine. Pe mut să fii sănătos. Rămâne cum am stabilit. Acuia, să vedem răsturnarea de situație. Nu, stai cu mine, tot ziua cu mine. E cu dumneavoastră? Nu pot să cred. E unchiul meu. De ce nu spui, mă, în televiziune că ai spus că eu sunt tactul adevărat numai ăla? De ce nu ți-e rușine acum? Că ai spus-o imprimat. Cum tatăl adevărat? Că la păi, dar cu cine l-a crescut? Da, la voce el e cu Mădălin, senior, da. Da, crescut, corect. Dacă nu punem Junior acolo pe ecran, zice lumea că e Mădălin Voicu, nu, că senior. Nu, disting. Da, știu, da. Continuați, domnul Mădălin, da? E singurul care ne distinge, că... Ce facem, domnul Mădălin, în războiul ăsta? Ce facem? Cu cine țineți? Eu nu-mi dau seama, în primul rând, nu-mi dau seama de război. În al doilea rând, îmi dau seama de vorbe. Alea sunt, într-adevăr, niște chestii pe care nu le poate arunca nimeni la gunoi. Cu toate că ar fi mai bine să le arunce la gunoi, dar... Și am spus, băi, că nu e război, că niciun război, că n-am cu ce să mă războiesc, că n-am cu cine. Păi, asta spun, că nu e un război, e un dialect al vostru pe care nu-l mai stăpânește nimeni, dar, mă rog, astea sunt... Eu am o singură întrebare, știi că noi am discutat mult, să vin, să nu vin, și am zis că nu vin până nu m-au făcut varză peste tot. Mint cu ceva în ceea ce spun? Nu. Băi, ești copilul lui, că îmi scrie și copilul ăla, aici e culmea. Da. Dar acum știi ce ai făcut tu în seara asta, da? Că ți-ai ratat ultimul vis al tău. Da, ultimul vis și ultimul vis.
Ce, de ce, ce, ce? Că știm noi doi ce. Că dacă asta acum n-a vrut să intervină tatăl, pentru nu? Că avea, da, și suntem stăruți. Nu, 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 eu am dat telefon. E un gest eroic în cazul ăsta. Nu, am insistat să intru în direct, să spun că acest personaj, Serghei, este unchiul meu, iar taică-miu ce are probleme, sau dacă Serghei are, sau dacă ei, sau nu știu, mă rog, e mai complicat... Nu trebuie să luate ad literam, că ad literam e greu să le traduci măcar, dacă și nu mai înțelegi. Deci este greu să le traduci, dar prinde să le înțelegi, ad literam. Dar realmente am simțit să intru în direct să spun că Serghei este unchiul meu, într-adevăr, este un om pe care îl știu dinainte să mă nasc. Una la mână, doi la mână. Nu, e clar că e un... Da, v-a fost până în seara asta că... Nu, domnule, și lui Mădălin a fost prieten, da? Nu, e cum să stai cu mine orice dracu? Păi nu poate fi și cu dumneavoastră și cu tatăl. Haide, domnule, că tasul l-a lăsat de mult, el știe foarte bine. Nu vreau să intru în problemele familiale. Nu, da, nu, da, asta e vorba. E vorba că... Nu știu, au fost... Văd că sunt discuții și probleme. Nu, Serghei este un om absolut sincer și deschis. Și eu repet... Domnul Diaconescu, da, direct și în reluare. Repet, sunt absolut cu sufletul și aproape de Serghei și de familia lui și de taică-miu. Mă rog, cu taică-miu, mă rog, sunt treburile lor. Bun, domnul Mădălin, dar atunci, de ce totuși tatăl dumneavoastră se delimitează de domnul Serghei? A vrut să-l pună în ultima, la ultima masă la botez? Alea sunt mezantatele lor. Și la botez, a fost la botez și la petrecere, la deschidere, la domnul Serghei, a zis că și-a rupt pantalonii în gard și nu mai poate știe veni. Știe totul, domnul. Știe? De... Păi știe, dar să ne spună de ce a făcut tatăl așa ceva. Păi știe. Păi așa îi face și lui, ce crezi că lui face asta. Îi dă niște mesaje de rămâi mut. Domnul, unchiu. Da. Nu te dau cu alea, nu. Eu n-am statutul tău, că pe mine nu mi-a dat o masă. Ți-a dat. Da. Măcar aveai masa ta. Eu nu. Mă rog, nu contează. Atunci n-ai avut masă la, la botez, nici nu ai invitată. Ba, da, da. Am lipsit din motive personale. Deci eu râd cu lacrimi când văd și cu Neajan. Nu știu ce sunt probleme pe care ar trebui să le dezvolte cineva. Serghei singur nu poate, pentru că... Dar nu se dezvolte, bă, că eu nu știu care sunt problemele tocmai asta, că eu am fost pus în, fapta, în fața unor vorbe, în niște atacuri virulente din fața lor, fără să știu ce am făcut, mă. De Neajan nu știu de atacuri. Păi nici acolo nu știu, păi spun eu că le aud eu pe alte părți. Înțelegi? Și eu nu știu ce am făcut. Și atacurile sunt vii? Sunt vii, dacă erau vii și... Atunci e nasul. Doamne ferește, dar... Dar vezi că mi-ai spus că nu, să nu mă bag în treaba asta și nu te bagi ca să se întâmple chestia aia. Cred că ești tăiat acum. Nu sunt tăiat, pentru că sunt multe alte de facto, ca să zic așa, care au fost puse la punct din timp. Și atunci nu mai... eu cel puțin simt cu tine și ești unchiul meu și cu asta, basta... Nu mai spune că simți cu mine, că știi că o să ai bine. Dar asta. Mâine ce să, o să vă certați rău cu tatăl dumneavoastră, domnul Mădălin? N-am de ce, pentru că această ceartă, domnul Dan Diaconescu, această ceartă nu există între ei. Cum nu? Au fost... Păi dacă ar putea să ar omorâ, n-ați auzit, domnul Serghei, dacă îl vede pe stradă... Nu, domnule, nu-l cunosc, cum a cunoscut și... Cunoaște, nu, pentru mine, a murit pentru mine. Dacă ei vor să lupte și corp la corp, eu mă dau la orice. Cum să omor pe cineva pe care nu-l cunoști? N-ai cum, că nu-l știi, n-ai dus de piste. Sigur, de cine e inteligent? Păi și cum, domnule, au fost 50 de ani împreună, mână în mână și acum? Repet, domnul Dan. Băi, eu mai am o întrebare la tine. Îmi dai dreptate mie sau lui Ziu? Păi bune acum ca să... Că știi foarte bine că tu ai trecut prin aceeași chestii care am trecut și eu nu vreau să le dezvolt aici. Că n-are sens. Păi și dacă am intervenit, unchiule, și... Mi-ai dat dreptate, știu. Ce trebuie să mai spun, că îți dau dreptate? Foarte interesant. Nu e interesant, mă, ăsta adevărul, mă. Ți-am spus că nu mi-e nimic, n-am mințit niciodată. Da, shocking, dreptate. Adică copiii... Pe copiii sunt cu mine, copiii ai văzut lor... mesaj tu cu ochii tăi. Da, da, da. Eu am mai văzut și din familia lui Maurer un mesaj, știți? Domnul Mădălin, asta e problema. Cum, că ce? Că nu, susține nu, nu, nu vreau să intru Serghei. Nu vreau să creez un membru al familiei domnului Jean, lor, pentru că lumea susține pe Serghei, dar... Mă rog. Și de ce, mă, că sunt niște oameni normali și țin cu dreptatea, mă, că asta este dreptate.
Aici e problema. Nu, nu, eu nu încânt cu nimic pe ei. Păi nu, dar dacă o luăm și invers, de ce ar fi făcut Jean Maurer acele declarații? Ce, ca să se supere? Nu știu, domne, nu știu. Ca să, nu, că avea nevoie. Jean, da, cred că a făcut aceste declarații, că avea nevoie să câștige acum, să fie mediatizat în presă și în asta. Ce și că, că voi ați ales să mă mediatizați pe mine, nu pe el. Și el vrea acum să vină cu 10.000 de votanți, eu știu ce spune Vadim, că vin eu călare acum din Germania și... Mădălin, de ce nu v-ar fi chemat la botezul ăla? Acum erați acolo și gata. Nu știu, mă, de ce? Nu cheme. Ba, da, mă, l-a chemat, dar nu s-a dus el, că i-a spus să stea deoparte. Și, na, omul nu s-a dus, ce vrei. Păi nu, dar asta fusese bomboana de pe colivă. Mai înainte nu s-a dus Mădălin la da, Serghei. Dar eu când a mers din cărcă și cu el a avut aceleași cu altă parte care pe noi nu ne interesează să o dezvoltăm acum, pentru că nu-i nimeni. Eu nu pot să vorbesc despre un nimeni. Mm-hmm. Pentru mine, pentru el, pentru alt... Băi, păi cum să ziceți fiului că taică-s un nimeni? Nu te vorbesc de tasul, domnule, eu vorbesc cu el acum, noi vorbim noi de că nu știm ce vorbim. Da. Și ne prindem și noi. Deci nu vorbim despre nimeni, că nu avem cum să vorbim despre nimeni. Despre cineva vorbim, până la urmă, na? Până la urmă vorbim de noi. Da. Lasă-mă că dirigez eu cu tine, dacă îmi dirigez eu cu tine. Să moară mama, dacă nu mă apuc și de dirijat. La talentul meu, într-o săptămână dirigez. Nu e că ai fost pictor, deci ești în regulă cu artele. N-ai probleme. N-am fost, mă, nici pictor, mă, n-ai văzut ce au zis prin spate, mă, că eu au făcut totul. Eu am fost un alcoolic care am băut 30 de ani și m-am făcut... Bă, nu puteam să te las la Adam Diaconescu în direct, că nevastă mea mi-a spus, uite, spun sincer. Mi-a zis, nu intra, că te ceas cu tactul. Zic, nu, păi intru, că să spun și eu cu unchiul, că, da, dacă, e unchiul meu. Ce dacă vrei să făcea pariu oricine cu mine pe milioane de euro, nu credeam că intervii, pentru că știam că o să ajunge la faza care nu o doresc nici eu, nici tu. Nu? Eu pentru tine, nu pentru mai tine. Mai ales eu. Eu nu o doresc, pentru că eu știu prin ce ai trecut tu, am fost lângă tine de partea ta 24 cu 24, am văzut comportamentul care el o dă pe toate posturile, cum își crește familia, ce înseamnă familia pentru el, nu vreau să-l bag în latura asta. Dacă și am, nu intrăm în amănunte. Pe sigur, și am văzut exact pe tine ce a fost grija lui față în familie. Asta e, bă, toată spoiala asta care a avut-o, vezi ce oameni falși și cum am putut, eu de-aia spun că am fost genialul, să cred 99% din ce spune. Și deci vedeam, vedeam că minte față de mine cu nonșalanță despre situație. Iată-mă, unchiule, eu spun un lucru, domnul Dan Diaconescu. Da, vă rog. Vă spun un lucru, mai ales unchiului meu, Serghei. Până la moarte, poate mai avem câțiva ani, 20, 30, 50, cât o mai avea, să fie bun primiți cu corectitudine și cu frate, cu fruntea sus, mâncava și gura voastră. Asta contează foarte mult. Eu am vorbit de ună, să zic, o săptămână cu Oana, cu sora mea, sora lui Răzvănel. Da, lui, da. Și cununată de Michi, care nici n-a chemat. Oana Mizil, Oana, domne, politiciană. Sigur, Oana Mizil, da, domne, da, cu așa. Sora mea și da. Am invitat-o la concert. A fost absolut de acord cu tot ce am rugat-o. Dom'le, te rog să vii la concert. Vii? Bine, am scăpat un fă. Mă rog, ăla e în dicționar, fă-ul. Nu e neapărat o chestie peorativă. Și a zis, da, frățiorul meu, vin cu mare drag. Pe Donca, am invitat-o, am vorbit cu ea la telefon. Donca, sora lui domnul Mizil. Și a fost de acord. Mi-a spus, eu am insistat să vină fetele fratelui nostru, care nu mai e, din păcate, lui Răzvănel. Sonia și cu aia lată mică. Dar nu toată familia mea vine la concertul tău, pentru că ei n-au nimic cu taică tu. Eu nici nu le-am spus treburile astea până acum, mă. Discuția asta a fost între noi doi, ți-am dat niște argumente, știi că ți-am dat mult mai mari, care nu le spun și nu o să le spun niciodată, pentru că rău nu o să-i fac, dar ele nu știu treaba asta și normal că vin, pentru că am crescut împreună. De ce a făcut el treaba asta, nu voi o înțelege niciodată. Nici la el, nici la alalt. Nu înțeleg, mă depășește. Păi și pe mine mă depășește și... De-aia am insistat, m-a ajutat, mă rog, fratele nostru de la matinal, de la zor de zi, Claudel, și m-a propus să intru în direct și am insistat, pentru că acest om care este lângă dumneavoastră, domnul Dan Diaconescu, este unchiul meu și pe față și pe spate, mai mult pe spate, să zic așa. Da, deci este un... Bun, și de mâine ce credeți că vă va spune tatăl dumneavoastră?
Noi sperăm, adică eu cu mine, noi, doi, sperăm să se țină conceptul și... Aha. Adică să nu vă zică du-te la unchiul tău sau ceva de genul ăsta. Aia, și dacă nu o spune ceva, o să mă dirigeze el. Și asta e adevărat. Nu e prima oară, mă, când ți-o zice, nu? Nu, dar e foarte interesantă vorba și a lui Serghei, intervenția noastră, că putea să nu o faceți, putea să stați acasă liniștit. Da, dom'le, cum înțeleg că mai sunt mulți prieteni care îl susțin pe Serghei. Are caracter, are caracter, pentru că... Dar nu în public îl susțin. Noi am avut discuții mari cu el după acele mesaje și pe astea, bă, nu se poate să-mi trimite niște mesaje despre mine în halul ăsta și să facă treburile astea. Și el a zis, spune-mi, și am spus niște chestii adevărate, care a zis, refuz să le cred ce ți-a făcut ăsta. Chiar copilul lui mi-a spus, care le știe, și Victor Becali, care a spus, bă, dar ce nu l-ai bătut? Și lui le-a spus și i-a spus, bă, nu spun niciodată, pentru că înseamnă să înșterg copilăria. Am rămas noi trei, eu cu ăsta și cu ăștia. Și să ajungă în situația asta, atâta ură pe mine, bă, care nu le-am făcut niciodată nimic. Nimic ăsta știe. Dacă îmi spunea să-mi tai o mână sau să mă duc după el acum în Etiopia să spargem două case, să facem lovitură de stat, acolo eram. Dacă spun Kazahstan, te refuzi. Nu, mie cea mai gravă mi s-a părut aia cu aurul și cu vioara în Turcia. Ce mai grave, mă, dar nu le dăm, mamă, grave. La întoarcere, vă vine să credeți, domnul Junior, domnul Mădălin, că tata dumneavoastră nu i-ar fi dat parte deloc din aurul. Dar nu, asta e problema, hai, mă, nu interpreta așa. Așa că e un caz concret. Dar nu vroiam, mă. Ei, nu vroiați, de ce? Nu vroiam, mă, niciodată n-a avut nimic, am mers pentru el. De ce v-ați dus? Ca să scopă el, că n-are curaj, măi, n-are curaj să facă faptă. N-avea curaj să facă tranzacție. Ce să facă curaj, bă, cred că tremura în cameră până am apărut cu... Ce-o fi zis? Cred că dacă mă lua și mă aducea Turcia, nu-l cunosc, n-a venit cu mine. Dar apropo, cum a scris pe vioară? Cu ce? Prin ce procedură? Cine poate să scrie, mă, cu carioca? Cu ce a scris? Merge la detector. Nu, dar cu ce tehnic? Cu ce? Nu m-am uitat, că mi-a spus, vezi că o dăm Stradivarius. Gata cu metrele, Stradivarius le dăm la Turcia. Le dăm ce marcă vor ei. Repet, domnul Dan Diaconescu, pentru a nu știu câte ori... Credeți că se vor mai împăca cei doi? Tati cu unchiul? Nu. Îți spun eu, nu. Deci că nu. Nu, mă, că nu. Păi dacă vine acum Mădălin și vă cere iertare acum... Du-te, bă, dar aici, bă, nu mai există. Pentru mine nu mai există acest om niciodată. Și vă arăt că atunci când o să plece din Parlament, vine și vă cere... Nu mă interesează această persoană. Și cu ăsta o să ajungă în acea situație. Și cu ceilalți. Și cu fisul. Adică? Nu o să-l mai interesezi nici pe ăsta la un moment dat. A, păi după seara asta, da. Nu după seara asta, domnule, ce a făcut și la asta s-a umplut paharul mult de tot. Nici, acum pot să-i spun că până acum l-am ținut. Băi, tai că tu. Bă, ți-a spus în continuu să te potoși, că tai că tu. L-am calmat pe ăsta în continuu. Lasă-l că tai că tu. Termină. A, de ce? Ca să nu-i zică el ceva? Păi zic, și ăsta are paharul mult mai sus decât mine. Și ăsta mai pe drepte decât. A, da? Da, mă. Da, eu... A, da, interesant că și el a venit cu tatăl împreună la OTV, adică e și dumneavoastră cu Jean Maurer și cu Mădălin Voicu. Păi cine a venit? Nu eu, bătrânii. Bătrânul a fost la OTV și dumneavoastră ați fost la OTV. Bătrânul? Păi am fost la OTV la dumneavoastră emisiune odată. Da, știu, da. Și după aia am tot fost la cei matinali. Corect. Sunt, frații mei. Dar n-ați fost niciodată împreună cu tatăl? La OTV, nu mi-aduc aminte. A, parcă odată la cu Horia Ivanovici. Da, vedeți? Parcă, da. Zice un interesator că e Mădălin Senior la telefon după voce, da. Nu, domnule, seamănă foarte bine. Seamănă. Bine că n-au semnat și la caracter. Da. Păi nu, hai. Nu pierde nicio ocazie, domnul Serghei, să-i mai dea o dată. Nu, domnul Serghei... Nu sunt ranchiunos, nu-i port ranchiună. Păi dacă purtam ranchiună, el dacă știa ce știu despre el, eu acum cred că eram varză, eram terminat. Mă, și cu Jean a stat 2 ani până mi-am dat drumul. Nu se poate, bă, să chiar să fii tu șmecherul șmecherilor și să stai tu cu... Cu Jean, mă, că eu n-am înțeles cu Jean ce a fost problema. Lasă-mă să povestesc mâine, că acum plictisim auditoriul, nu? Că mâine cred că, de mâine cred că iar stai cu mine în continuu. Serial. O să avem un concert la oale și orchestră. Întreabă poate în alt sens. Dom'le, dar cu Jean, ce ai cu Jean? Adică cine, Jean, nu, Mădălin Junior. S-a luat de familie, mă, s-a luat de Donca, de copii. Atunci, gata, la revedere. La revedere, exact ce spui tu, la revedere. Da? Păi la revedere, bă, la revedere. Eu pe familia lui nu m-am niciodată mai și nu să-mi permis să mă bag pe familie. Aici sunt de acord cu domnul Mizil. Și cu soțiile lui, vorbesc cu toate, am relații de prietenie. Ce tare, domnul Junior, uite, a dat replica. Păi de asta este, mă, cum de familia mea, când eu te-am făcut toată viața mea. Și de unde știți că Mădălin voi cu senior nu gândește la fel? Păi dacă îmi dea nu... Gândește la fel, dar n-a avut... Da, de-aia a scăpat piciorul. Complicată situație. Bine. Nu e complicată, bă. Da. Demonstrează că eu spun adevărul la tot ceea ce spun, mă. Da. Vă jur, domnul Diaconescu,
Nevastă mea mi-a spus foarte clar, nu interveni, și am spus, doamnă, am să intervin. Și uite că am intervenit și am spus că nenea Serghei, unchiul, cum îi spun eu, sărmâna unchiule, este curat și în regulă, sunt la o parte orice fel de interpretare vis-a-vis de viața lui particulară. Deci este un om de caracter și eu merg pe mâna lui și ce să fac mai mult? Asta este certurile lui cu taichem sau, mă rog, nu știu cum să zic, neînțelegerile sau... N-au nicio legătură între noi doi, care e relația între noi doi și care va fi tot timpul. Da, mie îmi pare rău de ce s-a întâmplat. Dar cum crezi, mă, că nu-mi pare rău? Mă întreabă pe Cora dacă eu la 4 dimineața am scris, n-am scris de 30 de ani nimic, de nervii păi, care am avut ca să nu-mi pierd din idei. Păi tu n-ai înțeles. N-am dormit două zile, bă, niciodată, nici la Revoluție, nici când, când vreau să mă aresteze în Germania, mă căuta tot Interpolul și toate alea, că le spun pe asta, nu mă interesează. Dormeam foarte relaxat și altul care îl caută să-l aresteze cu cei cu probleme care eram, eu nu prea dormeau. Cam toți erau căcați la bip. Și acum, înțelegi? Da. N-am dormit, mă, că nu mi-am închipuit că doi oameni care au stat cu ei, bă, dacă îmi spunea Jean, taieți o mână, mă, sau țiganul, scoateți un ochi pentru mine, să moară mama de nu-l făceam. Și știu că sunt caracter, că doi mi-am făcut pe Ghevara pe mână, toți că e comunist. Nu, domne, pentru că ăsta a fost un idol al meu, ăsta a făcut o luptă, a ajuns la putere, n-a rămas acolo, bă, ăsta a crezut în idee și a mers să moară. Putea să rămână cu Castro până acum, dă-i la femei, havane, hâți, fete, hâțaia, deci a crezut. Că de-aia l-am păstrat, asta e două secunde. Și știu foarte bine că de-aia nu m-am dus la Iliescu, că mă făcea milionar. Pentru că am avut o chestie personală cu Iliescu și m-am zis niciodată, chiar dacă am stat 7 ani în România, fără casă, n-am spus nicăieri că nu mai aveam adresă. Miliția, poliția mi-a făcea că bățeam toate cincile, toți generalii, nu mai aveam casă, nu mai aveam și vină cu casă. Aveam casă în parc, pe banca numărul 6. Și nu mai am făcut asta. Și mă duceam la Iliescu, îmi dădea orice. Cumnatul meu s-a dus, s-a făcut milionar, Mihai Bujorsior, lepra care era cu mine toată ziua, e ambasador și acum, nu? Nu m-am dus pentru că zic, bă, ăsta este un trădător față de mine. Și nu o să mă duc eu niciodată să mă căciulesc la un om care a trădat o chestie a familiei mele cu familia lui și ce a făcut el. Și puteam să acum să fiu miliardar, cum a fost în o parte din jurul meu care au ars o costa, care îi știu pe toată, și care au fost colegi de breaslă cu noi pe vremea aia, cu cepexuri, mepexuri, hepexuri, nu? Nu m-am dus, ci... stai două secunde, țigane, și știu că eu am această usatură și asta, și știu că nu o să iert niciodată, adică că nu ți-am făcut nimic niciodată, nimic, mai ales lui Jean cu țiganul ăsta, cu Tasu am mai avut conflicte, dar conflicte astea pe Gagică, pe aia, pe bă, boule, bă, dar cu ăsta n-am avut nimic în viața mea. Cum să vii tu să mă faci cu atâta, să ai atâta ură mine, mă? Să pleci de la masă, să mă pui să-ți gătesc mâncare și tu să ai camionele în curte, să pleci pe spate, bă. Păi asta și a făcut, bă, că de asta a ajuns unde a ajuns, că a trădat pe toată lumea, mă. Hai să... Domnul Dania, da, vă rog. Unchiule. Nu, vedeți și el a deranjat pe unchiul dumneavoastră, pe domn Serghei, niște lucruri aparent totuși minore. Faptul că Jean Maurer i-a cerut o cină să pregătească și dânsul gând, pregătea grătarul și că a fugit cu mobila din casă. Da, dar ce-l costa pe Jean să stea la masa aia? Dar nu mă interesează ce a avut în cap, să nu spune familia mea dacă pleca, nu-i ziceam nimic niciodată. Dacă pleca și nu articula familia Mizil, Serghei Mizil, Donca Mizil, mama de asta, cum a sunat nașul atunci, eu atunci am vrut să merg să-l bat la emisiune. M-a oprit Iulica și cu somnia și cu asta. Cum vorbește de mama, mă? În ce calitate vorbește de mama, mă? Da, asta chiar nu știam. Și atunci am zis, nu mă duc la nașu, las să vorbească, nu mai am nicio treabă cu el. Am vorbit și cu soțiile și cu astea, i-am spus și prima soție, a spus, bă, lasă-l în pace ca așa, el zic, bine, mă, închei discuția, pentru mine nu mai există. Că acum să fii tu mare șmecherie, tu din Germania, să conduci România, că nemții știu să conducă, și să te ridici tot pe numele noastre, bă, și pe spatele nostru, ridică de bă, pe spatele tău, bă. Ai stat de vorbă cu Jean Separe? Pe ce să stăm de vorbă, că n-am mai vorbit cu mine până acum, auzi că sunt, nici nu vrea să-și mai lege imaginea de imaginea mea. Hai să spun încă un lucru foarte spune, important. Bă, da, să nu cazi jos pe aici, că mă ia cu... Iartă-mă, să nu cazi jos, deci te rog. Da. Nenea Paul și cu mama Lidii sunt nașii alor mei care m-au crescut, mă rog, știu, al domne, bunicilor. Știu, domne, știu totul, mă puțin, știu, că mai zăpăci de cap. Gata, două secunde, spun și eu ceva. Și eu știu foarte bine, spusă de mama, situație, când nenea Paul l-a ajutat pe tata, adică pe bunică meu. Dar nu să pun astea, mă, astea nu... Asculți? Da. Păi, două secunde, că m-ai zăpăcit.
Și trebuie să spun chestia asta, pentru că tata a avut o traiectorie în carieră mare de tot, la un moment dat și datorită acestui om, Nenea Paul Mizil. El vorbește de Ion Voicu acum, el Ion Voicu îi spune tata. Da, mă, dar asta a fost pentru că ea a avut o relație curată și maică ta, adică bunică ta, că așa zici tu, mamă, și ea m-a ajutat pe mine, fără niciun fel. Mie mi-e și rușine că am venit și mult n-am venit până acum, datorită ei, pentru că m-a sunat toată și a zis să nu vă jurați la televizor, înțelegi? Dar când am văzut, când am citit pe toate alea, că mă faci tu în toate felurile și spui tu că tu mi-ai făcut mie, că tu m-ai făcut, că sunt nevertebrat, că sunt un animal, că sunt... Păi cum să spui așa de mie când nu ți-am făcut nimic, mă? Când n-ai avut bani de casă, ți-am plătit gunoiul, ți-am plătit chiria, ți-am plătit alea, ți-am dat bani să trăiești și astea eu sunt un gunoi. Problemele voastre, eu spun de Nenea Paul și mama Lidii că... Păi da, nu știu, eu sunt mort, mă lasă. Adică pe noi ne-au ajutat familia, pe tata și pe mama. Dar nu se pune așa ceva, bă, nici n-am crescut ca să ne reproșăm, am crescut ca niște frați, bă. Iartă-mă. Stai să termin și eu două secunde. Te las mâncați aici, bă. Domnul Dan Diaconescu. Oricum nu mai să vorbești mult, că te ia ăla. Punim pe acest nebun frumos. Mama, bunica mea, care m-a crescut, eu știu foarte clar, mi-a spus, nu numai personal, că acești oameni ne-au ajutat și au fost un pilon în... această carieră extraordinară pe care a avut-o tata, i-a ajutat, domne, și i-a trimis în străinătate și a fost tot o regulă. Când aia era Nenea Paul și cu mama Lidii. Deci, e foarte simplu. De la asta și până să ajunge să te înjure Serghe cu tata... Nu l-am înjurat, mă, deloc, i-am spus adevărul. El m-a înjurat pe mine, eu i-am spus adevărul, care tu știi foarte bine că tot ce am povestit este real 100%. Și încă n-am terminat, că dacă povestesc vreo două săptămâni, mă bate Diaconescu că îmi costă curent. Păi lasă, că vă costă curentul mult, domnul Diaconescu. E, asta e situația, totul e scump. Sincer, că eu am fost zice cu dumneavoastră, spuneți-mi și mie, vă costă mult de tot curentul? Cât plătim pe lună? Nu știu dacă vă costă mult acum, na, plătim. Am plătit luna trecută 560 de milioane. A, deci... Vechi, bani vechi. Bani vechi, da, corect. Da. Deci putem să mai dialogăm? Sau... Da, 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 mai avem, da, pentru luna asta, da, ne ajungi. Eu vă spun foarte... A, dumneavoastră, n-ați fost niciodată în noul studio, da. Trebuie să veniți aici să vedeți cum e, da. Păi când m-ați invitat, când... atunci când m-a sunat secretarul... Cred că în episodul de mâine, nu știu de ce am senzația asta, că începe balamucul. N-am probleme. Nu, ce balamuc, domnul Diaconescu? Nu, da, păi... Nu e vreo de balamuc. Păi o să urmez de replica tatălui dumneavoastră, vă dați seama ce va fi la gura dânsului. N-au mă ce replici să dea, mă, n-au, spun eu că n-au. N-au cum, că e adevărul la mine și știu treaba asta. Nu să zică că au mers doar cu trabantul. Păi ce să spun, pentru că o să mai vedea, eu am poze, am oameni. Am oameni din direcția 5-a care m-au sunat, care acum sunt colonii care spune, cum poate să spună mă că am mers cu trabantul, că eu spun mașini care au în garaj, ce numere aveau, cine le conducea? Shine, bine, hain, mine, toți aia care îmbrăcați în uniformă, că îmbrăca în pădurar, știi că îmbrăca în pădurar prin casă, că nu-i suporta. De ce? Și eu știu de ce. Ce să fie minciună? Păi sunt dovezi, mașinile sunt, păi mergem la registru auto la asta și vedem ce mașini a avut înregistrate. Eu pe numele meu n-am avut, tata n-a avut, familia Maurer a avut, familia a avut, familia Gogu, familia Popescu, nu vreau să vorbesc de familia lui. Păi ce să spună? Asta este realitatea. Nu, Serghe vrea să spună un singur lucru, că el nu vorbește de familia voi, el vorbește de Mădălin, asta e treaba lor. Sigur că asta și ăsta, ce dracu, păi vrei să, el mă face pe mine că sunt analfabet, păi vrei să spun pe post cum a intrat la facultate, mă? Că știi foarte bine cum a intrat la facultate, mă. Păi nu, eu știu doar ce spune el, că... Păi cum a intrat la facultate, acest, păi, Paganini ăsta nostru sau cine e? Ce trebuie, cum sunteți nebun, mă? Păi tata era ministrul învățământului, a angajat pe fratisul, bă, a dat examen cu fratisul, cu unchisul, ce dracu? Păi cum să nu iau și eu? A dat cum a dat? Hai mă, nu lasă să intrăm în asta, fie în comisie, păi să fie în comisie el cu ăla, da. Cu unchisul, da, nu, da, nu asta e problema. Și ce știi, fuga din parc ai trecut, dă-te, doamne iartă-mă, hai mă, lăsă, lăsă, lăsă. Că e un dirijor talentat. Asta, mă, păi mă, fac ei pe mine, că sunt analfabet și că asta, ce trebuie cu bă? Un dirijor talentat. Care mă te fac ei pe tine, vezi că bas câmpii, care ei? Aceste două personaje, nu tu, bă, ei doi. Alba, ei doi, frate. Da, mă rog, doamna,
sau de cine îi spune tu.